Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod din seria noastră de wrestling cu youtuberi și nu neapărat cu youtuberi, pentru că astăzi avem un debut la care probabil v-ați așteptat după ce ați văzut titlul. Ia uitați aici! Cine să fie oare? Bine, scrie titlul. Că mi l-ați cerut, l-am creat. Așa, să nu vă mai aud că nu creez și pe cine vreți voi. L-am creat aici că tot avem clipul ăla cu mimuri pe care probabil l-ați văzut. Diseară se postează, dacă îmi postez eu video-ul ăsta, de fapt video-ul îl filmez înainte să apară clipul acela. Vedeți, i-am făcut și semnele alea în palmă de la cum i-au bătut cu ele. Unii zic că le are în palmă, am văzut imagini, cu găuri în palmă sau în încheietură. Le-am pus în palmă ca o iconă într-o altă cameră și are gaură în palmă. Și l-am făcut aici. Oricum, pentru episodul ăsta o să ardă în iad cel mai probabil. Așa cum vedeți, stai cu mâinile întinse. Hai, ca să ardă în iad ca lumea. Bun. Hai să facem debutul aici. Mi-am luat și copyright pe muzică. E fain așa. I'm so glorious. Nu știam ce fel de se pune, așa că i-am pus intrarea lui Bobby Roode, dar n-are manevre lui Bobby Roode, stați liniștiți. Are manevre mai spectaculoase. Oricum se bate mișto, am jucat off camera puțin și chiar îmi place cum a ieșit. Sper că o să vă placă și vouă. Bă, da, par și-o mai solid așa în... În maiaul ăsta se pare. Parcă pare că m-am băcat de wrestling. Vedeți, este și biciuit cum l-au bătut jidanii aia. Și acum intră în ring, probabil, eroul copilor voastre, pe fratul tuturor jucătorilor de Kendama, Hîțuleanu! Intrarea blană, mi-a luat și copyright-ul. Da, n-a putut să zic că Dorian Popa. Hai mă că ce drept seamănă-l cu Dorian. Trebuie să-i fac nasul mai mare o leacă. Aici e varianta când avea părul lins pe spate, nu după ce s-a ras în cap sau cum și-a făcut el părul mai scurt. Hai hâțule, du-te în ring! De viteză, Johnule! Hai, hâți, Johnule! Aoleu! Cine credeți că o să bat? Hai, vreau să văd acolo chat-ul de pe premieră. Cine ziceți că bate? Dorianu sau Mesia? Și nu l-am făcut pe Mesia după Seth Rollins, că după Seth Rollins l-am făcut pe Nicu Mihai. Ia uite, hopa, hai, hăți, Johnule, hăți. Aoleu, simt că-mi scade IQ de fiecare dată când zic hăți. Dar aminte când mai zic și Johnule. Și? Hai bă că vă place mult de John Cena. Ăsta a fost erou copilăriei voastre. Bun, John e gata de bătaie aici. Hai să vedeți și îl pedepsește acum Dumnezeu pentru că azi a mâncat căcat Dorianu când vorbea despre coronavirus. Că zice el că conspirații, că ia de aici NXT, NXT țipă publicul acolo. Hai să înceapă aici bătaia. A da, are și sandale că în perioada aia cam asta se purta prin Europa. Sandale. Opa, ce avem noi aici și Moonsault. Hai bă că se bate mișto al nostru mântuitor. Opa. Stați așa să dau jocul mai încet că vorbește comentatorul peste mine. Așa am lăsat pe... Hai să las pe 8-9%. Bun. Gata, s-a auzit prea tare jocul. Opa, întoarce iarăși John-ul. Dar întoarcem și noi lui John. Hai John-ule, vină cu ace. Fuck. Neckbreaker. Și elbow. Nu cred că se aude o căruță pe stradă. Stai acolo. Ah, m-am vrut să fac ceva și m-a prins. Opa. O, i-am întors. Ce faci mă, Johnule? Viteză. Pac! Se ridică Iisus al nostru și fiți antenă. Opa. Puff! Am dat prea departe. Stai mă jos, Johnule. Stai jos. Au. Ba, la fix i-am întors.
Au. A, nu mai am reversal. No, acum își revine John un match pentru că eu nu mai am reversal. O să înceapă John-ul să facă acum legea. Auci, ce m-a aruncat de aici. Hai mă, reversal-ul la blană, să-l fac mai repede. Au. Boom, direct jos cu... Mamă, cât damage mi-a dat! Cât damage mi-a dat, ăsta e nebun! John-ul e nebun! John-ule, ce faci, mă? Ia trece ring! John-ule! Hai, John-ule, în ring! Cam o semnătură pentru tine, ia vino cu ace. Dacă mi-o întoarce, am belit-o. A, s-a ridicat. Și nici n-am ajuns la el. Și cel mai mult ca să-l fac pe Isus, mi-a luat să-i caut înălțimea. Că mulți ziceau 1.65, 1.60. Nu prea se știe clar ce înălțime avea. În orice caz era scund. Bine, pentru acea perioadă cred că era destul de înalt. Că nu-i ca acum când la 16 ani sunt mai înalți copiii ca părinților. Și fetițele devin crush-ul lui Colo, care are 28 de ani. Am nebunit cu Colo, așa-i? Hai. A, căcat, am... Opa! Au, ce m-a prins? Boom! Powerbomb. Au. Asta e așa un pic. Hai că am întors chestia aia, îmi pune și un pin. John-ule! Ce faci, măi, John-ule? John-ule, ia vino cu a. Stai jos. Hai, John-ule! Hai! Hai, John-ule! Vino cu a. Hai! Hăți! Hăți! Ia vino cu a ce! Și... Puf! Va face grătar afară. Stați. Da, care va face grătar că... Da, miroase ars de afară, crezi că miroase calculatorul. Bun, hai să punem și un pin. I-am prins aici un super kick. Un Sweet Chain Music. Sau un Sweet Chain Christianity. Pe stradă, băgam aici picioarele. Bun. Acum, opa, cred că mă prinde în semnătură. Nu m-a prins. Și îmi dă electric. Bă, ce mișto se vede cum i-a trecut prin cârpă. Și, na, nu cred așa ceva. You can see me. Se pare că nu putem să-l vedem pe John. Who's John-ule? Five knuckle shuffle. Ia, pregătește acum Hâțu Attitude Adjustment. Nu, încearcă să-i rupă gâtul aici Mântuitorului. Dar nu o să se întâmple așa ușor. Hai mă, cel mai măreț și glorios. Aaa, ce cot îmi dă. Mă aruncă în colț. Și i-am întors. I-am întors finisherul. Ce faci, băi, John-ule? John-ule, ce-ai făcut? Ce-ai făcut, John-ule? Bun, hai, 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 hai. Hai să-i dăm cu semnătura aici. Le dăm semnătura pe el. Și... Elbow, boom! Nu știu dacă am OMG-uri. Hai să văd dacă o avea vreun OMG. Dar mi-a întors deja. Bun, i-am întors și eu. Și... Elbow. Hai să-l punem aici, să vedem ce... finish, dacă am vreun OMG moment. Hai mă, fă-ți energia. N-am? Hai că am. Avem OMG, băieți. Avem OMG. Hai să vedem OMG moment. Și să fie oare, să fie oare. N-avem mers pe apă, dar în schimb putem să zburăm. Și suicide dive. Ma, cu spatele direct în baricada aia de oțel. I-a rupt spatele Dorianului. Boom! Asta o să-l doară pe Hâț. Ce-ai făcut, bă, John-ule? Te doare spatele? This is awesome, urlă publicul acolo. Hai să-l băgăm în ring. Opa! E, dacă tot e aici, hai să-l mai dăm puțin cu capul. Și întoarce aici John-ul. John-ule, ce-i cu tine? Au, John-ule, nu mai da John-ule! A, nu, 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 nu. You have to wonder what the end game is here, Cole.
John, lasă-mă în pace, John. Bun, i-am întors aici lui John. 6. Johnule, ia intră puțin în ring. Am ceva pentru tine. Ia vino cu ace. Sharp shooter. Hai. Hai că nici nu ajunge la corzi omul nostru. Ce ziceam? Nici nu ajunge la corzi. Mi-a întors switch in music-ul. Switch in Christianity trebuia să fi zis aici. Ia, mă aruncă în corzi. Opa. Bun, l-am prins aici. Ia vino cu aici. John, John, vino cu aici, Johnule. Aoleu, e mai energic John-ul ca noi se pare. Hai, Johnule, dai cu finisher. Johnule, Johnule, fă ceva, Johnule. Hai, Johnule, că te aștept. Johnule. Hai că vrea să-mi dea cu Attitude Adjustment. Și nu, Attitude Adjustment, tate Dorian. 1, 2, no, nu este așa ușor. Pardon, nu-l bate așa ușor pe Mesia. Bun, sper că Dorian nu vrea să-și dea acum comeback-ul și începe. Hâți, Johnule, și încă o dată cu umărul. Hâți, și ce-ai făcut, Johnule? Hâți, protobombu. Bum. Opa. Și ne pune... STF. Nu, 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 nu. Ne-a foc să cedăm. Iisus cedează. Dorian l-a bătut pe Iisus. O să ard în iad pentru asta. Doriane, vii cu mine în iad acum. Ne-a pus STF-ul. I-am pus și o sharpshooter, dar a ajuns la corzi. I-a pus el STF-ul. Și un Rin Zilensi l-am folosit ca să ies din Attitude Adjustment. Ia uite, i-am prins și elbow. Mamă, ce meci. 4 stele, e destul de bun. Au, ce diving. Pardon. Sharp shooter-ul, dar era la coarde. La corzi. Bravo, Johnule, bravo, ești bun. Ești bun, Johnule. Ce nervos e John-ul. Da, Johnule, ești bun. Mi-a scăzut perseverantul, mi-a crescut prideful-ul. Dorianul nostru e heel de heel. Hai să sar peste două meciuri, că sunt mai mult de umplutură. Mai am din 5 meciuri, 2 sunt de umplutură și 2 sunt de jucat. Oh, dar par mai solid așa în maiul ăsta, dar eu sunt de fapt doar gras. Bun. Am văzut de o grămadă de ori meciul ăsta. Care a bătut? I hate pink. Bravo. Ăsta, n-am chef de el. Care a bătut Alpaca la Bagion și jucăm acum. Chrome împotriva lui Ricardo și îl mai avem și pe Hidden ca manager pentru Chrome. O să fie senzațional meciul acesta. Vă zic eu, senzațional. Hai, încarcă-te mai repede. Jucăm cu Chrome care are overall-ul mai mic. Hai să dăm, îl poate bate Chrome pe Ricardo? Rămâne de văzut în acest episod. O luptă între doi homosexuale, a putea spune, mă rog, un homosexual și un cromosexual. Hai să ar peste intre când am chef de ele, am vrut să vă arăt intrarea aceea. Și mai avem un main event. Care e special pentru voi cei care ați venit în perioada asta. În ultima săptămână, mamă, ce încorda. Bă, dar chiar seamănă la corp cu Ricardo, deci chiar seamănă la corp și... Opa. Ce atacă... Ce atacă ăsta, dar Chrome nu se lasă și dă acolo, îi dă Chrome. Și ce face Chrome? Îi dă mai departe să-i întoarce. Opa, ce întoarce aici. Hai, Nistore, opa, iese Ricardo. Și? Mă, ce l-a aruncat. Ce forță are Ricardo, ce forță. Da, și nu pot nici să dau reversal. Bun, hai că mi-am dat buff-ul ăsta, sper să-l pot folosi. Hidden acum nu știu ce naiba face. Și iese Chrome din prima. Ce faci, măi, Ricky? Opa, iese acum Chrome și... Russian leg sweep. Chrome începe să recupereze. Atacă un pic acolo. Face niște stompuri și viteză cu umărul.
Hai mă, căci Crom nu degeaba a crescut în Ferentari. A învățat acolo să se bată ca lumea. Și Irish Whip îl aruncă în corzi. Încă un cot aici. Frumusețe de manevre. Un picior în spatele lui Ricardo. Și ce avem acum? Îl ia și îl aruncă frumos în colțul ringului. Și backdrop. Crom e pe val, se pare. Bagă și un taunt. Am mai pot să-i scot un reversal, așa. Și mai sărim o dată cu umărul. Ce mi-a întors. Puf, big boot. I-am dat și semnătura. Hai, charge finisher. Crom deja se pare că este nervos. Și îl prinde acum frumos în Titabai Powerbomb-ul. Boom! Și pinul. 1, 2, dar nu. Ricardo iese. Ricardo are resiliency și iese. Crom se pare că este nervos, nu mai știe ce să-i facă. Atacă în toate modurile posibile. Încă un elbow acolo pe pieptul lui Ricardo. Ce o să facă Ricardo? Oare o să-și revină? Rămâne de văzut și... Puu, direct îl plantează cu fața acolo. Hai, ridică-l. Dai jos, băi, Ricardo. Hai, Crom, suete pe colț și poate la înaintare. Și încă o dată. Ah, s-a ferit ăsta. Hai, ține la pământ. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? Come on, let's go. Bun, hai să facem și un superplex sau ce avea de pe colț. Na, avem nevoie de manevre de genul. Ia Crom pe Ricardo. Și superplex, doamnelor și domnilor. Hai mă, charge finisher. Încercăm acum să-l prindem pe Ricardo, din nou un powerbomb. Și hai să vedem, îi dăm frumusețea aia de powerbomb sau nu îi dăm. Opa, boom, pinul. 1, 2, iarăși iese din pin. Îl salvează resiliency-ul pe Ricardo. Opa, întoarce aici Ricardo. Se pare că Ricardo este nervos. Și... Aaa, direct l-a ficat. Și... Opa! Mini spear. Bun, și calcă acum cu piciorul nespălat pe pieptul lui Crom. Aoleo, ce ne face Ricardo? Începe Ricardo să recupereze momentum. Pune și un pin, se pare. Da, Crom iese la 1. Ce crezi, bă, Ricardo, că faci? Opa! A făcut semnătură Ricardo, dar ne ferim și noi. Și, opa, întoarce ce Ricardo și atacă la picior. A, și cred că o să dea cu semnătură. Dar las că ieșim și noi din ring. Ce pușca mea. A, ce mi-a făcut aici. Mă las așa? Sau să, cred că o să sară pe mine. Ia treci în ring. Hai să-mi dăm buff. Ia de aici. Încă un pumn l-a ficat. Hai, dă-i acolo. Dă-i Crom, dă-i. Fii rău cu el.
Opa, Spinebuster! Dar ieșim din pin. Și își dă Ricardo cu semnătura și Dita mai splash-ul. A obosit și Ricardo, se pare. Ce mă, Ricardo, te doare spatele? Uite-l, poac, ce m-a prins. Opa, întoarcem aici. Hai să mai prima dată cu powerbomb-ul. Ali, hop. Pinu. Raw break. Băga-mi aici picioarele. Oh, ce întoarce aici Ricardo. Te pare că Ricardo revine în meci? Aoleu. A, am crezut că îmi pune accolade-ul, dar nu mi-a pus accolade-ul. Wow, au obosit ambii wrestleri. Și poa cu genunchiul în botul lui Ricardo. Ia vină cu acei. I wish I could tell you guys what this superstar thinks of this week's power rankings. Chi? But when I asked, Snake Eye was a no comment. Oh boy, he is rolling. Așa, niște coate în bot. Dă-i, dă-i Chrome. Hai Chrome. Fii rău. Ia vină cu acei, băi, Ricard. Opa. There may be no coming back from this incredible beatdown. Here he goes. Chi? Mamă, aoleu, s-a... ce bug, ce... Mă, cum s-a buguit aici animația pentru finisher. M-a prins aici în finisher. Hidden! Mersi, Hidden, ești un dulce. Și a venit Hidden aici și... a oprit... pinul. Bine că l-am pus ca manager, însă se pare că Ricardo... ia viteză și Dita mai splash-ul. Însă Chrome iese. Opa, ce face Ricardo? Direct îl calcă pe piept pe Chrome. Bug big boot. Ce faci mai Ricardo? Ia vină cu ace. Ah, întoarce iarăși Ricardo. Pregătește finisher-ul. Oare o să reușească? Să-l dea? Se pare că îl dă, am dat eu prea repede. Și... boom! Big ending! Hai să dăm și relorile. Uite aici. Bine că n-a dat reloare, că s-a buguit acolo manevra. Ne trage și mijlocul ringului, că de ce nu? Hai că am buff-ul ăsta, poate mă ajută să ies mai ușor din pin. A, ce aproape am fost. Ne-a bătut Ricardo, dacă întorceam finisher-ul câștigam meciul. O frumusețe de meci, doamnelor și domnilor, l-am pierdut pe amândouă de... avem ceva animație, se pare. Sper că Hidden nu mai e pe acolo. Oh, avem un gest de respect, se pare. Și o strângere de mână între cei doi wrestleri. Ce... ce gest din partea lui Chrome? Ce gest? Ah, dar Ricardo i-a transpirat tot, săracul. Bravo, Ricardo! Bravo, Ricardo! Suntem mândri de tine, ai câștigat încă un match. Și hai să vedem ce e pe aici. A crescut Prideful lui Chrome și lui Ricardo. Ce a mai crescut? Prideful și Perseverant. Cred că nu a crescut Respectful lui Chrome. Hai să dăm și pe main eventul serii, domnilor și domnilor. Îl fac așa ca bonus pentru cei care ați venit în ultima săptămână pe canal. Dacă tot am avut pe ce face clickbait, băgăm aici un bonus. Slenderman vs. Colo. N-a câștigat niciun meci Slenderman. 3 meciuri, 2 sau 3 a avut. Cred că 2 meciuri a avut. Dacă nu ca 3, oricum. Le-a pierdut pe toate Slenderman. Poate va reuși acum să... să câștige vreunul. Hai să deschid geamul, că e cald rău aici. Lasă-mi fum.
Dar parcă nu mai miroase. Și intră acum un om care te bagă în sperieți noaptea. Dacă îl visezi, probabil trebuie să schimbi cerceaful. Și are labele mari. Cea mai bună descriere ever. Slenderman. Da, n-am putut să-i fac altă intrare, altă mască. Asta era cea mai simplă mască pe care am găsit-o. Și intră acum monstrul de vreo 3 metri înălțime. Acest om a reușit să distrugă wrestleri precum Mașinăria Albă, Mașinăria Neagră, Strigoiul, Iorgu și pe Super Mario Mihai. Acesta este viitorul wrestlingului românesc, Slenderman. Cine s-a uitat la Romania Wrestling Alliance știe la ce mă refer. Și ia uitați aici. Așa, invocă toată puterea străbunilor și baștanilor sub țărelule. Dar trebuia să iasă puțin fum, văd că na, m-a mâncat în curs să pun arena asta de buget redus. Bun, l-am văzut și pe Slenderman cum a intrat, că nu cred că am apucat să-i vedem intrarea. În fine, vine acum și pedofilul, dar n-avem nevoie de el. Să-i vedem intrarea. Trebuia să-i schimbă tire-ul totuși, să-i fi pus un tire de pușcăriaș. Da, a scăpat liber. Hai, hai să nu mai vorbim despre el. Hai să-l botem. Boom. Oh, ce damage dă Slenderman, doamnelor și domnilor. Întoarce aici manevra Slenderman al nostru și direct un pumn în spate lui Colo. Și ce face acum? Un backbreaker. Îl calcă nițel acolo, niște stampuri din partea lui Slendy și îl scoate din ring. Face mai aici și un taunt, însă se pare că revine în meci Colo. Auci. Colo se pare că se ține tare și ne pune aici și aoleu, poac, direct cu spatele în podeaua ringului. Să degeaba, poac. Hai și încă un elbow. Fai de capul meu cât damage poate să dea monstrul ăsta. Boom. Hurt Punch, cred că se cheamă meciul, manevra aia. Avea Undertaker mișcarea aia până să devină Undertaker, că s-a mai bătut prin WCW. Și avea el manevră într-o dată pumnul în inimă. Aia da manevră. Mai ceva ca KO Punch-ul lui Big Show. Securing a favorable spot in the weekly rankings, just like this superstar did last week. Colo se pare că ești nervos. Dar întoarce ceva aici. Direct în apron aici. Nu înțeleg ce naiba face arbitrul, de nu stă în ring, unde ar fi locul. Hai, Colo, ridică-te. Treci în ring. Is only half the battle. That's right. Now comes the hard part, maintaining that ranking. When you're ranked as high as this superstar, you can bet your back has a gigantic target on it. Oh, I think this she big boot. He's very overwhelmed out there. Tonight may not be his night, guys. He has got to do something quick. Oh boy, he is rolling. Normally we hear plenty of debates surrounding the weekly power rankings, but this week it seems both fans and superstars. Bun, ia stai jos. Hai să refac un pic energia. Am uitat să spun. Meciul este last man standing. Am uitat să specific asta. Wait a minute. Așa că o să dureze nițel. Guys, I can't think of a worse place for him to be right now. Yeah, not too much debate over the rankings this week though. I will say that some people from the Superplex think it could have been just a little more favorable. You can't please everybody, Saxton. These are the same people win the lottery and then complain about having to pay taxes. Come on.
Hai mă, nu spune că nu se mai ridică. A, poate să dea cu buff-ul ăla. Bă, nu vreau să termine meciul. Hai că nu se termine așa, e bine. Fuck! Flying clothesline. Opa, întoarce aici acolo. Bă, ce nebunii acolo. Oh, aleu, direct. Lutez press, doamnelor și domnilor. Începe chain wrestling-ul. Oh, manevră inteligentă din partea lui Colo, însă tot ieșim. Și... big boot. Opa, începe Colo să dea manevre. Da, prinde Colo viteză și big boot. Mamă, ce-o dat-o aici. But he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. You got to think about using the finisher here pretty soon, I would think. Ia vino cu ace. Oh, ce mi-a întors-o. There's no need to keep this thing going longer than necessary. That strike hit a spot. There's no way he could have avoided. Ia treci în trepte. Ia stai aici. Slenderman se pare că este nervos. Ia acum treptele de oțel și îi le pune pe spinare lui Colo. Aici am dat pe lângă. Și hai de odată. Ea nu pot să ies prin public, văd că nu pot. Sunt curios de un lucru, îi putea să merg acum în backstage? Dacă am backstage pe arena asta mică. Da, oricum se ridică asta. Ia, nu pot să merg în backstage. Bă, că nu pot. Am zis că poate pot să merg în backstage, dar bă, că nu pot. Ai. Hai să ne batem aici un pic, coridorul ăsta. Opa. Ce dă ăsta la ficat? Ce faci, mă? Vrei să dai cu semnătură? Ramatic ești tu. Opa, hai că se ține ăsta, nu se lasă. Auci. This is a level of destruction no one was expecting. The weekly rankings are up, guys, and this superstar has to feel pretty darn good. Bun, hai că vă că ne ridică. Too fast, fuck. Oho, Colo face momentum. Cred că o să facă un finisher curând. Da, iese Slenderman din prima. Ce crezi, mă, Colo că face? Ia vină cu ace. Ia vină cu ace. Dacă ies să vorbim despre oameni care răpesc copii, vorbim despre Slenderman, că ăsta e ăla care fură copii în pădure, în caz că nu știți legenda. Poac! Direct aici un ambot și... așa! Ia vină cu ace. Backdrop! Așa să-l doară. De ce mi-a scăzut momentumul? De ce mi-a scăzut momentum? Nu înțeleg. Momentum, mă rog. Ratingul ăla. Așa și... leg drop. Ia de ceva încoace. Nu pot să intru cu ăsta. Așa. Hai să-mi iau niște iteme eu. Mai am niște miliuri de-astea. Oricum se ridică care resiliency. Bă, dă-te în gâtul mătii dacă nu te ridici. Așa, ridică-te. Eu nu vreau să termine meciul așa. Vreau să-i dau o bătaie soră cu moarte. Hai să văd ce mai am pe aici.
Aici parcă e o bâtă. I-am spart capul. Ba, bă, acolo e plin de sânge. Așa, cu capul în scaun. Hai, charge finisher. Ia să-i dăm aici un finisher lui Colo. Și, opa, a întors tombstone-ul. A întors fucking tombstone-ul. Se pare că îmi dă mie acum Batista bombu. Nu-i bine? Mi-a dat Batista bombu. Și... ce face? Am crezut că îmi pune submission. Oricum mai am aici o alternativă. Ia stai așa. Ce faci, măi? Colo, vezi că e o surpriză în spate. Finisher, ia vino încoace. Și ia treci încoace. Hai, s-a zis cu el aici. Tombstone pile driver. Am vrut să fac asta. Asta l-am luat pe Slender, ca să fac chestia asta. Buf! Trebuia să-i mai dau și un choke slam, dar aia n-am apucat să dau choke slam-ul. Lasă că i-am dat tombstone-ul. Nu cred că se mai ridică acum. Dacă se mai ridică, îl bag în măsa. Nu îl mai face pe Slenderman acum. 8 9 S-a ridicat. Deci uite și tu ce, ce s-a ridicat. I-am dat tombstone. Și degeaba, ia de ciocanul încoace. Hai, îi dăm cu ciocanul, direct stilul Triple H. Nu începem de acum așa. Îl mai lovim un pic cu ciocanul. Dăm cu ciocanelul. Ia dă bâta. Hai mă, ridică-te. Așa. Ce mică e bâta asta în mâna lui Slenderman. Mai am ceva oare? Bă, ar trebui să umblu un pic la OMG-uri lui Slender să-i adaug să poată să facă... de la cum se cheamă? Să rupă ringul. Ar fi mișto. Nu, că nu cheiem așa. Pe asta să recupereze un pic din meci. Hai mă, nu reușesc. 3, nu-i bine. Uite cu câtă forță mă aruncă. Ea vrea să mă scoată din ring. M-a scos. Ia vină în ring. Ce faci, mă? Mai dă picior? Și hai să-i dăm aici un old school. Ia vină cu ace. Na, să-l vezi pe unele 3 metri că se suie așa pe corzi. Așa. Direct la Edibo un pump sănătos. Hai mă, nu-l fac să-și dea un reversal, așa.
Fotu-ți gâtul, măti, ce mi-ai făcut. Am vrut să-l prind în finisher. Ia, îmi dă Batista locul, ce o să-mi fac acum? Ia vino încoace. Stai jos și nu te mai ridici. Acolo rămâi. Și chokeslam. Un chokeslam absolut devastator. Da, uite-l și tu. I-am dat cu chokeslam și ridică. Hai să-l mai atacăm nițel. Nu încheiem așa. Îi dăm bătaie până nu mai poate. Așa, mai facem niște momentum. Și mai dăm un pic așa. Ia, mă aruncă în peste corzi. Nu reușești tu să dobori așa ușor acest monstru, măi, colici. Ia vino aici. Boom! Și... Opa, întoarce și asta, văd. Au. Am, nu-l pot să fac să rămână pus acolo, așa. Hai să fac și un taunt. N-am vreun OMG oare? N-am OMG. De ce n-am OMG? De ce n-am OMG? Băga mea și am zis că pot să fac un suicide dive. Sau un salt din ăla, cum făcea Undertaker. Că știți că mai sărea și Undertaker peste curs. Și am polit arbitrul. Sunt deștept, am lovit arbitrul. Te flexezi? Stai că fac și o taunt. Hai să ne batem. Opa, m-a prins el primul. Mi-a spart capul și mie. Faci, mă. Ia vină cu a. DDT. Ia treci în ring. Așa. Și leg drop. Hai să mai facem un taunt. Da, nu, nu cheiem așa, nu cheiem așa. Hai, ia ridică-te. Și poac! Hai. Charge finisher, vină cu acela chokeslam. Și asta trebuie să-l țină jos. Boom! Gat. Nu se mai ridică. Am bătut destul aici. Omul subțări o să câștige meciul. Asta a fost. Asta a fost pentru Colo. Deci nu cred că se mai ridică acum. I-am dat și tombstone, i-am dat și chokeslam. S-a ridicat. Cum s-a ridicat, mă? Hai că-i dăm cu ăsta atunci. Ia vină cu acea. Deci dacă nu l-am făcut cu chokeslam-ul, îl facem cu tombstone-ul.
și Tombstone Piledriver. Și acum o să dea cu ăla să se ridice probabil. Să văd că nu poate să-l fac. E prea bătut. Ba da, o să dea ăla să se ridice cu Bob. Hai să țin băta pregătită. La un cap. Ce ziceam? Ați văzut? Oh, ce palmă îi dă lui Slender. Și, aoleo, Batista bun fix pe Baros. Fix pe Baros mi l-a dat. Și, boom! Am ieșit la 1. Incredibil. Am ieșit la 1. Cearcă ăsta să bată monstrul de Slenderman. Ok, pe asta n-am nimerit-o. Mă, ce rapid a fost asta. Bă, le-a făcut mai rapide pe astea. A fost înceată. Gata, mișto acum. Și elbow. Ai un taunt așa către public să mai faci niște momentum. Hai, dă ciocanul. Îi dăm damage pe nu mai poate. Deci cred că m-am zgâriat pe gât la cât i-am dat aici cu... cu cât mi-am făcut așa. Ai, din nou, old school-ul. Trebuie să-l potolească asta. He's too quick for him there. Ia vino cu aici. He's inflicting some serious pain here. Și hai. Acum îl termină cu Tombstone-ul ăsta. Boom. Nu mai are cum, deci nu cred că se mai ridică acum. Câte finish? Cred că i-am dat 7 finisher-uri până acum. Ok, reloarea asta că nu se vede, lasă că se vede asta. Poac. Frumusețe de Tombstone aici. Deci nu cred că se mai ridică. Refuz să cred că se mai ridică acum. I-am dat vreo 2-3 chocs, le mult vreo 5 tombstone-uri, i-am dat și un... am dat semnături, i-am dat, i-am spart și capul. No, no. Nu se poate și ceva. Încerc să-l țin la podea, deci am dat atâta cu manevre și degeaba. Ia să iau scaunul ăsta. Nu mă lasă să iau miliu. Deci cred că l-am bătut prea ca să forțez miliuri. Nu mă mai lasă să iau miliuri acum. Aoleu, catapulta. Să vezi că nu mă mai ridic eu. Hai că mai dau așa cu manevre. Îi dau stampuri să-l las fără reversal. Hai mă, când mai poate ăsta, că l-am bătut să căcă pe el. The
The longer this fight goes on, the more wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up the win? Iar se ridică. A minor miracle might be needed to overcome this beating. M-a pălit ăsta cu ciocanul. There's been a lot of talk about this superstar's latest spot in the power rankings, but și direct un pumn în inimă aici. Ce întoarce colosul. O suliță. Ce am ieșit. Opa, iar m-a întors. Incredibil meciul ăsta. Fuck! Running clothesline. Can he finish him off here? Ci, stai jos. Ia vino un coace. Nu mai, deci... Cât să-i mai dăm asta? Uite, bam! Pile driver-ul ăla blan. The ref wasn't finished. Cred că-l numără pe el, eu doar sunt obosit de mă întind așa, nu? The referee is watching this one very closely. At any moment, he'll have to call this match if one of these combatants can't get up. Iarăși. Oh boy, he is worried. Dropped by a clothesline. Ăștia vor să pierd meciul, what the fuck? This match ain't over yet. He's inflicting some serious pain here. Oh, I think this man needs business. De ce nu-l pălește? Gat, hai că acum stă jos. They get dangerous out here, especially when there are no countouts. I wish I could tell you guys what this superstar thinks of this week's power rankings, but when I asked, the only thing I got was a no comment. His clothesline finds the mark. Uh-oh, here we go. Hai să scoi reversal-ul. Asta nu o să fac. Aoleu, am părit arbitrul. He's focusing on the face now. He's inflicting some serious pain here. Oh, I think this man needs business. Hai să mai fac un taunt. Deci îl fac pe tot, roșu, negru. Dar nu îl reușesc să-l termin. N-am o masă a comentatorilor pe care să o rup cu el, că poate ajuta aia. Given the amazing shape these competitors are in, I'm not sure it's even possible to keep one of them down for the 10 count.
And the beat goes on. Big move coming. Wait for it. Și, fuck, mi-a dat Batista bumbu iarăși. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Come on. Let the ref do his job. Aoleu, nu cred că ești de aici. Bă, n-au cum să ieși de aici. Nu-i corect, nu-i corect. A, uite ce aproape am fost. Futu-ți morții, mă, ticolo. Băga mi-aș pula în el de joc. Deci ați văzut și voi, și voi, deci de o oră îl tot bat pe ăsta. Hai să zicem de jumătate de oră îl tot bat, bă, și se tot ridica și când mi-a prins el un powerbomb, gata, aia a fost. Futu-ți gâtul, mătii, colo. Nu știu, cred că e ceva din story. Nu se întâmplă nimic? Nu se întâmplă nimic? Am zis că poate intervine, trebuie să intervină careva. Dar se pare că nu. Tu-ți morții, mătii. Da, ăsta a fost și episodul, dragi tovarăși. Ce să zic? Nu e reușit să-l batem pe ăsta. Incredibil. Hai, ne auzim data viitoare. Ciao, les.